Partener de drum, Soradi. Caut România veritabilă. În oameni, în locuri, în fapte. Și mai caut călăuza potrivită care să-mi o dezvăluie. Autentică și valoroasă. Sunt Cristina Șoloc și te invit într-o călătorie fascinantă prin țara ta și a mea. Am ajuns în Cetatea Luminii și vechea metropolă de vin a Transilvaniei din țara vinului, Mediaș. Cetatea săsească medievală din Mediaș a fost construită pe ruinele fostului castru roman Media. Vinul era băut aici de la sclavi până la împărat, dar diferența dintre săraci și bogați se vedea în conținutul vasului de vin. Era fie apăchioară, fie licoare. Începând cu 1206, Mediaș se afla în mijlocul zonei Vineland, iar în următorii 300 de ani, mustul și vinul au fost moneda de schimb. După anii 1800, Mediașul se transformă în metropola de vin a Transilvaniei, probabil și din cauza faptului că a trecut calea ferată, la un moment dat a fost construită calea ferată și trece exact prin Mediaș, ceea ce a însemnat dezvoltare economică și atracție pe zonă. Astfel că la Mediaș și-au apărut tot ce înseamnă asociațiile de vin ale Transilvaniei, Asociația de Vânzare a Vinului din Transilvania, Asociația Producătorilor de Vin din Transilvania, Asociația Sindicatelor Producătorilor de Vin din Transilvania și Asociația Cramelor din regiunea Târnave. Ulterior, pe la 1864, apare la Mediaș Compania de Export de Vin a Transilvaniei. Octavian Isailă este restauratorul istoriei viticulturii din fosta metropolă de vin a Transilvaniei. Specialist în marketing, a fost mereu un vizionar. Acum 7 ani a introdus prima dronă în România și a creat chiar un centru de cercetare al dronelor. Apoi l-a însuflețit pe Ture Piț, paznicul cetății, a inițiat Winefest, un festival al vinului ce a căpătat deja tradiție și a început să rescrie istoria unei metropole demnă să intre din nou în Europa cu poveștile ei. Povești care se dovedesc a fi nemuritoare. Dacă știți etimologia cuvântului Schmecker în limba română, vine de la, din limba germană, de la cuvântul Schmecker, care este degustătorul. Uh-huh. Se spune că sașii din Transilvania aduceau vin din Oltenia. Și în primul an, oltenii au pus vinul cel mai bun pe masă, i-au servit, i-au îmbătat pe toți, au încărcat în butoaie vin de slabă calitate și când s-au trezit sașii din beție, a fost prea târziu. Dar al doilea an, având nevoie de vin, s-au dus din nou. La fel, au pustat, au povestit, au băut și în momentul în care se încarce căruțele, un sas s-a ridicat și a zis Halt, ich bin der Schmecker. Adică stop, eu sunt degustătorul. Și a degustat tot vinul care s-a încărcat în căruță și n-a luat decât vinul de cea mai bună calitate. De atunci a rămas vorba că au venit sașii cu Schmeckerul. Deci avem sub vechea metropolă de vin a Transilvaniei, Caspari, Ambrosi și Schmecker. În 15 ani și cu o investiție de 250.000 de euro, Octavian Isailă a strâns o colecție impresionantă și a descoperit o istorie uimitoare, că doi medieșeni, Caspari și Ambrosi, au fost pionierii replantării viilor din Europa, distruse acum două secole de o insectă parazită, Phylloxera. A cumpărat tot ce a găsit în podurile caselor, ori la colecționari. Documente, reclame, o mică avere de muzeu. Și povestea nu se oprește aici. Caspari a fost eneolog diplomat, a plecat în 1891 în Austria, la Klosterneuburg, lângă Viena, unde și-a făcut studiile de viticultură 2 ani într-un an și a revenit în Transilvania timp de 10 ani comisar pentru replantarea viilor în Transilvania. Astfel că în timp de 10 ani a încercat să găsească soluții de replantare. Și venim în anul 1902, când se găsește soluția de replantare pe hibrizi americani altoiți pe soiuri diverse europene. A avut la Mediaș peste 550 de hectare de butaj de viță de vie altoiți pe hibrizi americani, pe care se făceau replantări și din care făcea export în toată Europa și peste 1000 de angajați. Asta în Mediaș și în jurul Mediașului în 4 localități. La un moment dat era cel mai bogat om din oraș. Apare în cronica familiei acest lucru și faptul că făcea export în Europa, inclusiv Rusia,
până la granița cu continentul asiatic. Când ai descoperit această poveste? În anul 2005 am reușit să reconstruiesc povestea Caspari, povestea Ambrosii și în acest moment lucrez la o carte de istorie a zonei pe vechea metropolă de Vina Transilvaniei și reconstrucția vechii metropole de Vina Transilvaniei pentru Europa. Friedrich Caspari, împreună cu Mihail Ambrosi și descendenții lui, au scris istorie în micul burg de pe Târnave. În Germania, Ambrosi este cunoscut ca regele neîncoronat al vinului de gheață, pe care în 1968 el l-a produs prima oară din strugurii lăsați afară până la îngheț. Tot un Ambrosi a botezat și feteasca regală, care anul acesta împlinește 100 de ani. A fost președintele concursului mondial de vinuri de la Londra în 1986 și în momentul în care a decedat în 2012 în Germania, ziarele au titrat "A murit o icoană a vinului". Are în Germania, în timpul vieții, peste 60 de cărți editate. Adică numele Ambrosi în Germania este foarte cunoscut, motiv pe care mă bazez în momentul în care o să ieșim cu povestea de replantare Europei și către zona de Germania. Eu sunt om de marketing. Eu am management la bază. Nu vreau să devin producător de vin în România. Vreau să ajut cramele din România să creăm o umbrelă. Practic, umbrela mare este metropola de vin, sub care avem diverse mărci pe care să le promovăm în Europa ca atare. În momentul ăsta am o viziune cu ce poate deveni acest vehicul de marketing pentru România. În cetatea medievală de pe Târnava Mare se respectă nu doar tradiția vinului, ci și arta meșteșugului. În 1906, Sasul Gref Iulius a înființat o fabrică de teracotă. După 115 ani, fabrica din Mediaș este încă funcțională și produce aceleași cahle pictate, la fel ca în trecut, unicat în România. Aceeași procedură din anul 1950 și ca rețetă din anul 1906 până în prezent. Folosim aceeași rețetă, aceleași cantități de materiale, cu utilaje vechi. Dacă observați și prin fabrică, nu s-au făcut foarte mari restaurări ca să mergem pe aceeași linie de tradițional. O tradiție de peste 100 de ani, incredibil. Da. Cum ați rezistat atâta vreme din moment ce acest procedeu s-a pierdut la un moment dat? În amestec, efectiv, tot secretul. Și dacă luăm pe termeni tehnici, este singura teracotă din România, având în vedere argilele folosite. Spuneți-mi care sunt beneficiile acestei argile. Beneficiile. În primul rând, o rezistență foarte mare în timp. O teracotă făcută la Mediaș rezistă undeva la 50 de ani ciclu repetate de încălzire. Faptul că cahlele sunt mai groase, fiind presate manual, și faptul că după ce oprești focul în sobă, undeva la 8-9 ore, ea emană încă căldură. Am renunțat la a face sobe clasice, maro, pentru că sunt câțiva producători foarte mari care fac așa ceva, și ne-am găsit o nișă pe sobele pictate, presate și pictate manual, unde suntem foarte buni. Oh, ce sală mare! Da, este atelierul de fasonare de presare manuală. Materia primă care am văzut cum se produce este adusă aici sus. Vine pusă pe niște paturi de lemn. În momentul în care doamna o așează în matrița de ipsuț, vine un surplus de material. Se pune o bucată de material textil și efectiv cu podul palmei se apasă în matrița respectivă, până se imprimă modelul pe placă. Ia să vedem. Învățați-mă și pe mine. Și tot apăs aici? Dar trebuie să știi să apeși, că dacă nu se călărește modelul, se strică modelul. Am stricat modelul. Nu a stricat modelul, se poate repara. Se poate repara? Asta zic, e o anumită tehnică folosită și ai nevoie de câteva luni bune să înveți. La începutul secolului 20, după apariția sistemelor moderne de încălzire, meșteșugul fabricării manuale a cahlelor a fost aproape uitat. Dar în ultimii ani, sobele de teracotă au început din nou să aibă căutare, pentru că atmosfera dată de cahlele pictate manual n-a putut fi înlocuită de nimic. Și cu toate că o sobă cântărește până la 300 de kilograme, ajunge cu ușurință în toată Europa. După ce piesa este uscată, avem un jgheap și efectiv le dăm drumul pe jgheap în jos și ajung în fața cuptorului, da, unde vin glazurate, pictate și după ce arse. Ia să văd. Poți să-i dau drumul puteți pe jgheap? Puteți da chiar, vă rog, da. E cineva acolo? Dau drumul la cahlă. Sobele teracotă nu mai sunt sobele clasice pe vremea bunicii,
De exemplu, într-o sobă de teracotă poți să pui o serpentină și atunci poți să legi calorifere, să fie, de fapt, o microcentrală. Stai în fața sobei, vezi cum arde focul în ea, dar în același timp încălzești o casă întreagă cu ea. Dacă vreți să construiți o altă sobă, puteți să veniți la noi, în atelierul de creație. Pe o foaie de hârtie să desenați un model. Colega mea, Iulia, o să-l transpună într-o matriță de Ipsos. Producem soba, o pictăm, o livrăm acasă împreună cu matrițele și puteți fi sigură că aveți o sobă unicat. Sobă creată de noastră, chiar puteți să veniți să o și pictați și atunci 70% e munca de noastră. Ce frumos! Încercăm să oferim și asta clienților noștri și tocmai prin acest lucru am reușit să ne câștigăm o clientelă destul de bună în România. Nu mai există așa ceva în România, sunteți unici. În momentul de față, da, suntem unici. Și o bucată de lut poate spune povești. Se întâmplă de veacuri, prin cahle pictate, care lasă căldură și în suflet, dar și prin oale și ulcele. Mâncarea gătită în vase de lut este și mai gustoasă. Ne asigură tanti Filomena, care știe bine toate secretele păstrate din bătrân. Am pregătit ardei umpluț, ciupar complut, cum se spune la armaș. Ciupar complut, așa? Ciupar complut, așa m-am trezit și vreau să vă servesc. Am ajuns în țara Zarandului, în comuna Almaș, județul Arad. Aici, Filomena Burcușel, îngrijitoare la primărie, păstrează într-o casă de peste 100 de ani un mic tezaur, sute de costume și obiecte valoroase pentru identitatea românilor din Apuseni. Dar cum băieții ei vor să dărâme casa și să clădească în locul ei una modernă, tanti Filomena a decis să o dea cuiva care o va aprecia întreagă, cu tot ce are în ea. Nu poate accepta că această avere ar putea să se piardă. Nici nu mai mi-e stăpână să le întrețin. Și-a fost mai bună, am dat la muzeu la Sibiu. Le-am donat. Soțul pleca de 13 ani în Suedia, am cumpărat încă două căști vechi. Avem trei băieți. Mereu am adunat, dar am și cumpărat. Dacă am mers într-o piață și am găsit vechi, n-am putut un lucru de valoare să nu-l cumpăr când l-am văzut, că am știut cât de greu să face. Uitați dumneavoastră și costume, cum au putut de casă la lampă. Și noi nu mai vedem cu ochelari și cu lupă le-am reparat, care au fost rupce. Întâi ce iernile le-am spălat pe jer, le-am scos afară, că așa m-au spus că se albesc dacă le scoacem la un om civit, cu ce să-l împaturați. Da. Și zice că tare bine lui să le scoți la geț, că albesc. Și așa am făcut cu ele, vedeți, cum ori albi de faină. Reprezintă pentru mine un tezaur. Mare, mare bogăție. Dar nu este încă, mi-a zis Adina dumneavoastră. Mi-a zis că sunteți ca o mamă pentru dânsul. De ce? Și eu așa l-am simțit ca un copil. Așa, un suflet cald. Am văzut că apreciază lucrurile ce ce mă. Am văzut cât de mult te străduiești să promovezi tradițiile, să le duci mai departe, să unești oameni, să îi faci cunoscuți. De ce faci asta? Pe unde calci istorie. Da? În locuri încărcate de istorie s-au dus lupte ca noi să păstrăm acest pământ, că oamenii până la urmă s-au luptat pentru pământul ăsta, nu ca să, în ideea de avere. Ei trăiau din pământul ăsta. Pământul le dădea hrană, le dădea adăpost, da? Le dădea bucurii. Mă lupt să... pentru că văd că se pierde foarte mult și... Mi se rupe sufletul că văd că nu se face nimic, văd la fel tineri care vin înapoi și în loc să vadă că casa tradițională aia cu pris pe faină sau acoperită cu paie sau cu ciofie acoperită cu țiglă poate fi transformată în ceva, într-o sursă de venit sau măcar chiar și pentru el să ce-o facă, să păstreze, să nu distrugă, să vină să zică. Văd multe cazuri, adică pur și simplu vin, rad tot și facem noi nou. Casă nouă. Casă nouă, da. E păcat că se pierd satele, se pierde identitatea noastră, da? Și atunci o să ajungem să fim toți în casă nouă fără niciun fel de identitate. Cu ce ne mai identificăm noi? Călăuza mea din Munții Apuseni este patriotul Daniel Stanc, urmaș de moți crișeni, cu rădăcini în neamul stănculeștilor și al horeștilor de la Bulzești. Aici a crescut, în țara Zarandului, care cuprinde județele Arad, Hunedoara și Alba, de-o parte și de alta a Crișului Alb. O rezervație plină de istorie și de tradiții arhaice, pe care Daniel le transmite mai departe fiului său, așa cum s-a lăsat din moș strămoș. Acum suntem chiar pe locul în care s-au găsit rămășițe din casa părintelui Giurgiu din Bulzești, care este bunicul dinspre mamă al eroului Crișan, Crișan Mac Giurgiu.
Și noi în fiecare an, de 2 ani încoace, în cadrul sărbătorii Fiii Satului de la Bulzești, îl omagem și pe Crișan. Sărbătoarea Fiii Satului a fost inițiată de tine, ideea ta, de unde a venit? În mare parte da, dar am făcut totul împreună cu sătenii. Din dorința mea de a mă întoarce acasă. Am stat o lungă perioadă, 13 ani în București, după aceea am plecat în străinătate, 6 ani am fost plecat în Anglia. Ce ai făcut în Anglia? Păi în Anglia am muncit de la foarte puțin construcții, dar am muncit mare parte transport am făcut. Și am avut o perioadă în care am lucrat și în niște ateliere de restaurare de mobilă. Asta mi-a plăcut, că îmi place să lucrez cu lemnul. Cred că asta voi face și în viitor. Aici mi-e tare drag și îmi place mirosul. Ce te-a determinat să te întorci? Mi-am dat seama că nu vreau să îmbătrânesc acolo. Mi-e dor de locul ăsta și atunci dacă ți-e dor de un loc, înseamnă că ăla e locul în care trebuie să fii. Unchiul lui Daniel, gospodarul Aurel Giurgiu, tot la chemarea străbunilor s-a întors în țara Zarandului, sau țara Aurului, cum mi se mai spune, datorită zăcămintelor, unde și-a găsit rostul. Peste casa bătrânească, distrusă de vreme, și-a construit de unul singur o pensiune, iar împreună cu soția lui Tabita, valorifică tot ce le oferă natura. Produc siropuri și dulcețuri 100% naturale, din fructe de pădure. Câte feluri de siropuri aveți? Zmeură simplu, zmeură cu mentă, cu aromă de mentă, băgat mentă, mentă naturală, cultură vreau să zic, salvie de cultură, de zmeură, mure și aronia. Ia la și aronia? Ia să vedeți aronia. Explicați-ne ce e aronia. E un fruct de cultură, zice că se aseamănă cu afinele la fruct, dar este mult mai bogat în vitamine. E mai nou apărut la noi. E mai nou? Și lumea nu cunoaște. Și lumea nu prea cunoaște, dar acum cu internetul, cu astea, fiecare poate să verifice, poate să documenteze și poate să afle cât mai multe. Adevărul e că e foarte, foarte sănătos. Foarte sănătos. Are foarte multe vitamine. Chiar combinate de la toate împreună special face cât. Special pentru diabetici. Și în special pentru diabetici e foarte bun. N-aveți nici un pic de zahăr în el? Urmând exemplul unchiului său, Daniel Stanc s-a întors definitiv acasă. Mai hotărât ca niciodată să-și asculte chemarea și să urmeze crezul lui Avram Iancu. De ani de zile, în concedii, organizează cu fonduri proprii acțiuni de promovare a plaiului natal și de cinstire a eroilor. Se implică în acțiuni umanitare, produce documente foto și video despre tradițiile locului, organizează sărbătoarea Fiii Satului din Bulzești de Sus și merge la pas 80 de kilometri pe drumul Iancului, alături de tulnicărea sa Veta Rusu. De la Vidra de Sus, prin Bulzești de Sus, Baia de Criș, până la Panteonul Moților din Țebea. Uite aici, aș doarme somnul de veci, Crăișorul. În amintirea celor trei conducători ai Revoluției de la 1848, înmormântați în acest loc, Avram Iancu, Ion Buteanu, Simeon Groza, simboluri vii ale luptei eroice duse de populația românească din Transilvania pentru drepturi sociale și naționale. Și asta faci în fiecare an? Nu în fiecare an, de fiecare dată îmi trec pe aici aproape. Pui o lumânare la mormântul lui Avram Iancu? Cât de des, da. E, pentru mine e și un loc de reculegere. Uite, în banca aia de acolo, în special asta de aici sau aia altă, acolo mai stau și pur și simplu când vreau să mă liniștesc, vin și stau aici. Închipuiesc că și ei, la rândul lor, se strângeau aici la Gorun și se pregăteau pentru a pune țara la cale, știi? Aici se sfătuiau, aici vorbeau și de aici plecau. Era un punct, un punct de întâlnire pentru moți, în special, da. Un punct foarte important de întâlnire. Unicul dor al vieții mele este să -mi văd națiunea fericită. Aceste cuvinte, rostite de Crăișorul Munților, au rămas adânc încrustate în conștiința moților. S-au întipărit puternic și în sufletul artistului Alexandru Popzărândean, absolvent de master în muzică, referent cultural în orașul Sebiș și promotor înflăcărat al tradițiilor din zona lui. Ce faci tu mai exact în această zonă ca să promovezi tradițiile, ca să dezgropi tradițiile uitate? De mic copil am colindat satele care se află și în prezent în jurul Sebișului și am încercat să duc la lumină tot ce înseamnă viață de țăran sau tot ce a însemnat cândva viață de țăran, pentru că în prezent nu mai este același lucru. Am realizat câteva filme documentare, de exemplu Povestea Cămășii de Cânepă, care este cel mai complex film, în care am prezentat întreg procesul de prelucrare a cânepii, de la însămânțare până la costumul popular, exact așa cum o făceau cândva bunicii noștri.
Un alt film pe care l-am realizat și prin care am promovat zona este Povestea Opincii. Mă pasionează tot ce înseamnă artă tradițională și creație populară. Prima pasiune a fost olăritul. M-a pasionat foarte mult acest meșteșug, mi-a și făcut o roată a olarului în copilărie și am încercat să redau vasele de lut. Mai pe urmă m-a pasionat și m-a fascinat foarte mult țesăturile tradiționale, costumul popular. Știi tu să țești la războiul de țesut? Știu să țes aproape, cred că tot ce s-a țesut în zona noastră, fie toate tehnicile de lucru. Efectiv, am simțit ca pe o chemare, că sunt chemat să fac asta, să nu las să se piardă cu totul. Și am readus-o la viață. Sunt și interpret de muzică populară, dar mă pasionează acea muzică populară de la rădăcină, pe care foarte puțini interpreți o mai cântă azi și mai sunt interesați de ea. Și recent am compus niște versuri cu lacrimi în ochi, tot am plâns și am scris. Și vă recit și dumneavoastră dacă doriți. La poale gi codru verge, o zare gi foc să vege, dar la vatra focului cea mă ia cu oastea lui. Tu-i, 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 oastea mândraia necului, scoală-i-a-n cule odată, din mormântușel ce ceapă, să aduni românie. Mi se pare important să refacem istoria, să fim conștienți de ce am avut și să putem să povestim și celorlalți că am avut-o. N-o să vină să ne tragă nimeni niciodată de mânecă, voi sunteți metropola de vin. Trebuie să fim conștienți că am fost și eu cel puțin vreau să redevenim. Am fost și în Germania, și în Suedia, și în Ungaria, și n-am fost mai multe locuri. Dar așa un popor cu așa o tradiție și așa lucruri frumoase n-am întâlnit. Dacă nu ar fi fost Avram Iancu, probabil n-am fi vorbit românește acum, n-ar fi existat unire. Cei care n-au văzut Țebia și Baia de Criș nu pot să spună că cunosc multe lucruri despre Avram Iancu și despre Țara Moților. Chiar dacă noi suntem în Țara Zarandului, totuși, din Țara Moților ne tragem. Mi-a plăcut să străbat și eu drumul Iancului. A fost un erou al munților Apuseni, un erou al țării românești, cum s-ar spune. Și îl cinstim, ne bucurăm, pentru că ne-a scos de sub jug. România veritabilă înseamnă pentru mine țăranul de odinioară, viața satului, legătura strânsă cu natura. Dacă am cultivat, am recultivat pământul, n-am mai fi obligat să... n-am mai fi sluga străinului. Am putea trăi independenți. Și har Domnului că avem pământ. Dacă muncești, ești cinstit și serios, n-ai cum să nu trăiești. România era eu pe pământ, numai că trebuie să fim serioși, să muncim, să luptăm. Nu să stai să cadă ceva de sus, că de sus cade ploaie și zăpadă. Atât. Partener de drum, Soradi.